democrația americană au pierdut alegerile din 2024, de fapt, când au câștigat în 2020. Știu că pare ciudat și am să explic de ce am această părere. Deci în 2020, democrații s-au bazat pe un substanțial sentiment anti-Trump. Lumea nu-l plăcea pe Trump, lumea nu l-a mai avut pe Trump, așa că au câștigat democrații și președintele Joe Biden a fost instaurat la Casa Albă. Să nu uităm că Joe Biden a fost și dânsul la vremea respectivă o soluție de ultimă oră. La fel cum doamna Kamala Harris a fost la ultimele alegeri o soluție de ultim moment. Au trecut amândoi prin același aparat de partid care i-a impus și a nominalizat candidați la președinție. Acum că vorbim de cine ce a impus, în 2020 aripa socialistă din Partidul Democrat American, și da, am zis bine, aripa socialistă din Partidul Democrat American a impus-o pe Kamala Harris ca vicepreședintă, pentru că era momentul ca o femeie non-albă să fie parte din echipa de la Casa Albă. La fel, aripa socialistă a infiltrat Casa Albă și administrația Biden-Harris. Motivele pentru care au făcut toate aceste manevre au devenit din ce în ce mai clare, pentru că au urmat 3 ani și jumătate de revoluție culturală neoprogresistă. Revoluție care a creat un haos economic, diviziuni sociale acute, sub conducerea blajină a președintelui Harris și cu aportul vicepreședintei Harris. A urmat apoi marea minciună. De democrații, în frunte cu Kamala Harris, au ascuns faptul din ce în ce mai vizibil că Joe Biden devine incapabil, fizic și mental, de a mai candida la președinție pentru un nou mandat. Așa cum spun mereu, majoritatea mass media centrale au fost complice și au dezinformat continuu. Și așa au pierdut și limitata credibilitate pe care o mai aveau. Noi, poporul cu presiunea ideologică și propagandistă neomarxistă, mai putem să trăim. Cu o economie stagnantă, cu inflație galopantă, imigrație ilegală care creează probleme socioculturale, mai ales în orașele mici, și creează o piață neagră a muncii, cu toate aceste aspecte e mai greu de trăit. Așa că, de data asta, uite, clasa de mijloc, mujicul, a ales cu surle și trâmbițe întoarcerea la cum a fost acum 4 ani. Pentru a merge înainte, majoritatea americanilor s-au întors la Donald Trump și la Partidul Republican.